Ascultați un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii. În sesiunea trecută, am abordat subiectul oportunităților unice pe care molimasta COVID ne-a adus-o nouă creștinilor. Acum să vorbești despre oportunitate. Când unii oameni mor și alți, mulți, așa mulți, sunt bolnavi, pare ceva crud. Când popoare întrei sunt închise cu forța sau de frica molii mei până casă, când oamenii sunt cuprinși de panică, pare ceva brutal să vorbești de oportunități. Însă intenția mea nu este să vă spun cum se pot face bani într-o criză ca asta, că se pot face, sau cum să tragi nu știu ce avantaje dintr-o tragedie. Însă majoritatea dintre noi suntem încă sănătoși. Avem o bucată de pâine de mâncat. Suntem închiși cu toată familia în casă. Este foarte posibil ca niciodată în viață să nu mai fi pus în situația asta. Pentru un credincios, de altfel pentru orice om cu familie, situația asta aduce câteva oportunități unice. Aici șansa să construiești un pod între cei din casa ta. Ai șansa să semeni unele obiceiuri care să rămână în familie toată viața, ba mai mult să se transmite de la o generație la alta. Mă găsesc eu într-un laborator, soția mea, eu, copiii, de dimineață până seara și de seară până de dimineață. Acum am o șansă pe care nu o o mai am niciodată. Mâine, poi, mine plec chiar la birou, copiii la școală, soția la treabă ei și ne vedem iar doar seara. Am acum o șansă de la Dumnezeu paradoxală în una din cele mai dificile circunstanțe mondiale. V-am vorbit data trecută despre ceea ce numesc eu Wisdom Search, căutarea înțelepciunii împreună cu familia toată. O întâlnire zilnică de 30-40 de minute în care să citim, să gândim împreună în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Pe de o parte, lucrul ăsta este făcut cu toată seriozitatea. Pe de altă parte, lucrul ăsta e făcut ca un joc. În special dacă ai copii mai mici, 5-10 ani. Un joc cu întrebări, cu povestioare, cu istorii personale, cu desene, cu poze, cu orice fel de lucruri care ridică atenția și face cuvântul viu și actual și arzător. Lucrul ăsta se învață. Nu te naști cu talent. Practici și devii din ce în ce mai abil să explici și să faci cuvântul real și actual și atractiv așa cum este el în realitate. Și am senzația că zilele astea aveți nițel timp ca să practicați tot felul de obiceiuri benefice. Așa că puneți Facebook mai departe, închideți nițel calculatorul, adunați copiii, soțul, soția în jurul mesei. Azi intrăm în săptămâna mare, una din cele mai mari sărbători creștine care culminează duminica viitoare cu sărbătoarea învierii am să încerc să facem împreună ceva ce am vrut de ani de zile să fac cu ei mei și am făcut doar o singură dată, acum câțiva ani. Adică în fiecare zi, începând cu Duminica Floriilor, cu Duminica în care Isus a intrat în Ierusalim, să citim ce s-a întâmplat în ziua aceea din Scriptură, numai ce a fost pentru ziua și să povestim nițel despre asta. Asta nu e nici greu, nici ușor. Îți durează nițel să adun textele din Evanghelie, și să încerci să le pui pe zile. Primele zile sunt mai ușor de identificat, dar apoi devin mai încurcate și necesită un pic de elasticitate și poate fantezie. Sunt mai încurcate și din pricina unor tradiții care nu sunt chiar exacte. O sesiune ca asta cu familia trebuie pregătită în Itzel. În special când e vorba de o serie de texte deosebite, cum sunt cele de săptămâna cea mare. Tatăl sau mama sau cel ce conduce sesiunea va fi citit textele cu o seară înainte sau mai devreme și va fi subliniat acele pasaje pe care el vrea să rămână în mintea tuturor. Poate unele versete care să fie mai târziu învățate pe de rost. Se va gândi la câteva aplicații personale, la câteva exemple de viață legate de cele citite. Eu am să trec prin primele zile doar, duminică, luni, poate marți, și săptămâna viitoare să vă vorbesc despre jertfa de joi și învierea de duminică. Nu am să vă citesc tot textul și să vă pot spune detalii numeroase din fiecare, pentru că nu am la dispoziție câte 30 de minute pentru fiecare zi din săptămâna asta. Însă voi veți înțelege ce puteți face mai în detaliu acasă. Duminica Floriilor Este ziua în care ne aducem aminte de intrarea lui Isus în Ierusalim, și începutul săptămânii celei mari. Acum, de ce spunem noi duminica? De unde știm că a fost duminica? Adică prima zi a săptămânii, cum numeau evrei. Tradiția ne spune că a fost duminica. Acum, tradiția poate să fie de multe ori greșită. Ce știm precis este că învierea lui Isus a fost în prima zi a săptămânii, adică noaptea de sâmbătă spre duminică. La evrei, începând de la Geneza 1, o zi începea seara, era o zi din seara asta până seara viitoare. Asta e scris în cuvânt. În s-a întâmplat în prima zi, duminică. Apoi știm că Isus a spus cu gura lui că Fiul Omului va sta în pământ trei zile și trei nopți. Asta înseamnă că Isus a fost îngropat joi seara. Deși tradiția actuală pune crucificarea și îngroparea lui Isus vineri este, o pune vineri, din pricina unui înțeles parțial al unui anumit sabat. Despre asta o să vă explic eu mai târziu, data viitoare. Paștele nostru este jertfa pe care Mirul lui Dumnezeu a făcut-o în a 14-a zi a lunii Nisan, așa cum era relatat în Leviticul, și anume joi seara. De aici înseamnă că cina cea de taină și arestarea din Ghesimane a fost cu o seară înainte, miercuri seară și noapte. Zilele de marți și de luni sunt foarte bine documentate în Evanghelie, la fel ca duminica, ziua când Isus a intrat în Ierusalim. Iar apoi, din alt unghi, în Ioan 12, spune că exact cu șase zile înainte de Paște, de jerfă, Isus era în casalul lui Lazar, iar a doua zi a intrat în Ierusalim. Șase zile înainte de Paște, de joi seara, este sâmbătă. Iar a doua zi, când a intrat în Ierusalim, era duminică. De ce am spus eu despre Jerfar, despre arestarea și despre crucificarea și îngroparea lui Isus? Crucificarea și îngroparea de joi. Pentru că este singura zi în care spusele lui Isus că El va fi în. Mijlocul pământului, îngropat, trei zile și trei nopți se poate potrivi. Trei zile le mai tragi cum le mai tragi, dar trei nopți nu poți să scoți sub niciun fel. Dacă îngroparea a fost făcută vineri, nu poți să scoți trei nopți. În sfârșit, lucrurile mai în detaliu vi le voi explica data viitoare. Nu e nicio crimă dacă nu știi exact ziua, dar este ceva fascinant să vezi cum textul se împletește cu Vechiul Testament și Noul Perfect. Textul de duminică începe cu ceva ce pare foarte regizat. Iisus spune ucenicilor mergeți în cutare sat și o să vedeți un măgăruș pe care n-a încălcat nimeni, puneți mâna și aduceți-l aici. Probabil că a văzut fețele ucenicilor care probabil se întrebau vorbesc serios cum mă duc și iau măgarul unui aiure așa cum poate ceva. Și atunci Iisus a continuat dacă zice cineva ceva să-i spuneți parola asta. Domnul are nevoie de el. Domnul însemnat Dumnezeu are nevoie de el. Și aici e prima întrebare din wisdom search-ul ăsta al nostru, care o faceți cu soția și cu copiii. Ce nevoie era de măgărușul ăsta? Iisus a mers peste tot pe jos, în general, trei ani. A bătut tot Israelul. Acum nu putea merge el ultimul kilometru tot așa? Ce-i trebuia tocmai acum un măgăruș? Voi știți de ce? Eu v-aș lăsa un timp, așa cum las copiilor mei, însă la radio nu poți avea tăcere de câteva minute. Profetul Zaharia scrisese cu 500 de ani înainte, Bucură-te foarte, fica Sionului, căci iată împăratul tău vine la tine drept și biruitor, dar smerit și călare pe un măgar, pe mânzul unei măgărițe. Iisus mergea după un anumit plan un plan pe care el însuși îl făcuse înainte de a veni, așa ca în filmele alea științifico-fantastice cu călătorie în timp. Cu sute de ani înainte, el a șoptit la urechea lui Zaharia și a altor profeți tot felul de secrete din acestea pe care ei trebuiau să le scrie și el mai târziu, după sute de ani, trebuia să le urmeze. Și ce era cu măgărușul ăsta? Un împărat care cucerea o cetate intra în ea într-unul din două feluri posibile. Dacă intra triumfal pe un cal sau într-un car de război cu armata în jur, era semn rău. Avea să devină un despot, un dictator, unul care spunea foarte clar, eu voi domni prin forță. Așa făcea orice fel de cuceritor roman. Însă dacă intra pe un măgăruș smerit, pe un măgăruș ești la o înălțime mai mică decât stă un om în picioare. Atunci El avea să spună că aduce pace, că Domnia Lui va fi înconjurată de blândețe, că vrea să împartă milă și îndurare. Asta e grozav de important pentru noi. De 2000 de ani, Hristos se tot apropie de noi. Nu vine la noi ca unul care să ne zdrobească, să ne judece pe drept pentru tot ce suntem, pentru tot ce facem. Ce vine spre noi să împartă milă și să împartă mângâiere de două mii de ani, smerit și ciudat, în poziția aceea umilă pe un măgăruș. El spune, iată că eu stau la ușă și bat. Dar de ce bat? De ce nu dărâm ușa? El spune, numai dacă deschide cineva, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. El vine să stea cu noi la cină ca doi prieteni, nu ca un despot. Vine să împartă -mi milă și iertare, el vine la noi cu un fel de judecată. E așa o judecată unică. El spune, veniți să ne judecăm. De vor fi păcatele voastre cum este cârmâzul. Se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura. Se vor face ca lână. Pe de altă parte, măgărușul ăsta era măgărușul cuiva. Nu era doar așa un pustiu. Trebuia cedat, trebuia dăruit. Era măgărușul unui străin, dar unui străin deosebit, special, unul care așteaptă ceva. În Scriptură sunt pomeniți oameni pe lângă care au trecut aproape, aproape de tot, a trecut Dumnezeu, până lângă care a trecut șansa lor de a intra în planul lui Dumnezeu și în Scripturile lui chiar. Unii au prins șansa asta, alții nu. Dumnezeu ne face favoarea de a ne lăsa să pătrundem în evenimentele lui în cele mai importante chiar, ne cheamă să participăm și noi. El va intra în Ierusalim să moară și să învie pentru noi, dar eu voi participa cu măgarul meu. Împreună, el și noi participăm la istoria lui Dumnezeu. Vă imaginați de omul ăla, de câte ori se va fi povestit cum a intrat Iisus în Ierusalim, el a spus, eu l-am ajutat, a intrat cu măgarul meu. A doua întrebare, pe cine mai știți care au participat cu Dumnezeu făcând împreună istorie? Și întrebarea mai importantă, voi ați participat la ceva împreună cu Dumnezeu? Ați participat la ceva? A fost David în fața lui Goliat și un biet copil a ucis pe Goliat. David spune, nu cu carele și cu călăreții, ci lupta ea lui Dumnezeu. Acum, cine a biruit pe Golia, Dumnezeu sau David? Păi Dumnezeu a biruit pe Golia, dar David a pus la dispoziție o praștie și o piatră. Au lucrat împreună. Era Samson. Avea un cap de măgar, nici măcar nu avea un măgar întreg ca omul ăsta. Și cu un cap de măgar, el și Dumnezeu ucid o mie de oameni, ceva absolut inimaginabil era Rahav, care avea o casă și o frânghie. Și Dumnezeu i-a zis, dăm pentru câteva minute casa ta și frânghia asta și tu vei salva pe spionii ăștia și amândoi vom face istorie împreună. Era Moise și avea un toiag. Și cine a despărțit marea în două? El, Moise sau Dumnezeu? Pe au despărțit-o amândoi. Dumnezeu a dispărțit marea, dar Moise a ridicat toiagul. Și era un toiag pe care anterior Dumnezeu i-a zis ce-i mână, am un toiag, aruncă la pământ. Dacă l-a ridicat, era altfel de toiag. Din ziua aceea Moise niciodată n-a mai zis că era toiagul lui, a fost totdeauna toiagul lui Dumnezeu, ceva împreună. La fel ca omul ăsta cu măgărușul. A fost unul chiar care a participat la ceva cutremurător în ziua aceea, în seara aceea, când Isus este dus sus spre Golgota, apare un om, unul Simon din Cirena și se zice, ia tu crucea. Și omul ăla duce crucea lui Hristos. Când noi ni se spune să ducem crucea, omul ăla poate să zică, eu nu numai că am dus crucea mea, n-am dus-o și pe -a lui Hristos. Intrarea asta triumfală nu este doar a lui Isus, ci a omului care a înțeles că Domnul are trebuință de ceva și a prins șansa care i s-a dat. Împreună Isus și omul cu măgărușul amândoi intră în istorie, în Duminica Floriilor, la fel cum eu și cu Dumneata putem să facem istorie împreună cu Dumnezeu dacă punem la dispoziție lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu. Acum când Isus a intrat în oraș, mulți, mulți au întrebat cine este ăsta? Acum, cum e posibil ca după trei ani de minune, aproape zilnice, unii să nu știe nimic de el? Unii credeau că știu ceva. Azi zice, este prorocul din Nazaret. Alții care văzuseră în înviera lui Lazăr, au împrăștiat știrea peste tot și tot poporul s-a repezit curios așa să vadă ceva așa ca la circ. Dar s-au repezit spre disperarea fariseilor care au început să strige, vedeți, degeaba ne împotrivim, toată omenirea se duce după el. Ce facem? Aici este a treia întrebare pentru ziua de duminică. Voi ce știți și ce spuneți despre Isus? Păi ce să spun? A fost o personalitate istorică, eu știu, așa un om neobișnuit care a fascinat omenirea de atunci și se pare că unii au rămas fascinați până în ziua de azi, E o curiozitate. Asta e? Sau poate spui, este asta despre care am auzit o felul de lucruri ciudate, Acum, mai știi ce o fi adevărat din toate astea? Eu știu ce o fi adevărat. Sau poate ai altă opinie. Ai opinia că Isus e cel mai mare pacoste care a venit pe pământ. A creat grupa asta de fanatici numiți creștini care ne bat capul tot timpul cu tot felul de bazaconi. Aici, în America, cu o săptămână sau două, au publicat la New York Times, dintre cele mai mari ziare americane, un articol care se afirmă că toată pandemia asta este vina creștinilor, cel puțin aici în America. Cam același lucru a fost spus după ce Nero a dat foc la Roma, toată vina era creștinilor. Poate pentru tine Iisus este ceva deranjant la culme, ceva care trebuie să dispară. Sau pur și simplu ești unul dintre ei care zice: "Cine e asta la barna? Nu m-a interesat, nu mă interesează." Și atunci te întreb eu pe Dumnezeu: Cine este acest Isus pentru tine? De realitatea răspunsului pe care îl ai, nu de ce spui, ci de ce este cu adevărat. De asta depinde tot trecutul, tot prezentul și tot viitorul fiecărui om. Și așa se sfârșește prima zi din săptămâna mare. Și istoria asta o facem împreună cu ai tăi, în jurul mesei, cu hârtie, cu creion, cu poze, cu amintiri din propria ta viață. ți minte când le-am povestit copiilor primul oară de istoria asta cu măgărușul? Le-am spus o istorie din copilăria mea. Eu locuiam în București și nu văzusem un măgar în viața mea, doar din poze. Ce, nu văzusem niciun fel de animal de ăsta de, 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 purte. Când am văzut prima oară un porc viu la țară, am crezut că e hipopotam. Dar de Crăciun la biserică, copiii din biserică au recitat poezia aceea lui Anid, a căzut o stea. Era despre iezle, despre Crăciun, fiecare copil avea de spus câteva rânduri. În poezie erau tot felul de animale din staul, oi, capre, un măgar, un șarpe. Și s-a nimerit ca partea mea să fie tocmai când măgarul exclama. A trebuit să sar în picioare și în mijlocul bisericii să strig, fiindcă nu-i oricine un măgar ca mine. Și toată adunarea a început să râdă în hohote și apoi un an de zile mi-au tot amintit că nu-i oricine un măgar ca mine. Așa că eu, unul, nu am nicio simpatie pentru măgari. Ziua de luni. Iisus se întoarce în templu din Ierusalim. Pe drum se întâmplă ceva ciudat. Ceva care parcă nu are nicio noimă în evenimentele uriașe care se întâmplă săptămâna asta. Iisus vede un smochin și vrea să mănânce. Dar este scris că nu era timpul smochinelor așa ca și cum aș vrea eu să culeg struguri în februarie. Și Iisus blastă mă smuchinul care a doua zi se usucă. Acum ce sens are povestea asta aici, în cea mai importantă săptămână din istoria Universului? Prima întrebare pentru ziua de luni. Întreb copiii tăi, ce sens are istoria asta? Istoria asta are mai multe sensuri. Unul este un sens istoric și profetic. Iisus spune mai târziu ucenicilor, când veți vedea smochinul înfrunzind, să înțelegeți că sfârșitul este aproape. Le spune asta după vreo două zile. Acum mă gândesc că ucenicii proate an la rând o fi controlat smochinul acela. Că Iisus le-a zis că smochinul care s-a uscat, Iisus bleastă mă smochinul și a doua zi se usucă. Dacă am a treia zi, Iisus le spune asta. Să știți, când veți vedea smochinul că se înfrunzește iară, Sfârșitul tuturor lucrurilor, venirea mea a doua oară, este chiar la ușă. Despre ce vorbea? Smokinul în scriptură, în toată învățătura rabinică, întrebați orice fel de rabin, smokinul reprezintă poporul evreu. Asta e și la profeți și în alte părți. Dumnezeu a venit la smokin, la poporul evreu, să culeagă roade. Și nu a găsit ce căuta. A găsit doar frunze doar religie, tradiție, vorbe goale. Poporul ăsta, spunea el, mă laudă cu buzele, dar cu inima este departe. Și atunci Dumnezeu trimite un blestem și smochinul, Israel se usucă. Adică dispare din istorie și dispare din geografie. În anul 70 n-a mai existat pe hartă Israel. Și rămâne așa un an, doi, trei, sute, două mii de ani. Evreii împrăștiați peste tot, și totuși neasimilați. Este ceva absolut unic. Niciun popor care a fost împrăștiat sute de ani nu a reușit să rămână neasimilat de lumea din jur. Nimeni. Și Isus spune, când veți vedea smochinul că prinde din nou frunze, să știți că vremea sfârșitului se apropie. În mod absolut miraculos, în anul 1948, pe harta lumii a apărut din nou Israel și a apărut exact în același loc unde fusese în anul 70, când a dispărut. Și Israel a devenit acum forța cea mai mare din estul mijlociu. Smochinul a înfrunzit, nu are roade, are doar frunze încă. Sfârșitul nu este departe. Iisus le-a spus atunci, adevărat vă spun că nu va trece generația asta până au să se facă toate. Aici sunt două explicații. Nu va trece generația asta până la sfârșit, adică până la venirea lui Isus a doua oară. Nu va trece generația care a văzut nașterea lui Israel din nou, generația care se naște în 1948. Acum o generație, în Biblie este explicată în mai multe sensuri, fie este o generație de vârstă medie, de 40 de ani, fie reprezintă viața întreaga unui om, și aia înseamnă o generație, la viața întreaga unui om care este descrisă după potop. Dumnezeu spune așa, zilele omului după potop sunt rânduite să fie de 120 de ani. Mai târziu Moise se spune că s-au mai slăbit lucrurile 70, 80, dar definiția lui Dumnezeu despre longevitatea unui om după potop este 120 de ani. Deci poate să fie oricare din numerele astea, mai ales că sunt alte versete din Scriptură care vorbesc despre o vreme de zăbavă dincolo de numărul ăsta. Un fel de extensie pe care Dumnezeu o lasă omenire înainte de sfârșit, o ultimă șansă. De la 1948 până acum au trecut 72 de ani. Deci suntem undeva între cifra asta și 120, când sfârșitul e foarte aproape. O a doua interpretare de care eu ader este că Isus, știind că vorbește cu cei care au văzut minunea cu două zile în urmă cu smochinul care s-a uscat, spune, adevărat vă spun că nu va trece generația asta până se vor întâmpla aceste lucruri, adică până va începe durerea asta. Și din ziua când el a vorbit, la exact 40 de ani după spusele lui Isus, tragedia evreilor a început, când împăratul român Titus a distrus Ierusalimul și i-a dus pe toți în captivitate, generația aia nu trecuse până s-au început toate lucrurile astea. Acum fie că crezi o interpretare sau alta, amândouă sunt valabile, de la înființarea statului Israel până la 72 de ani, mai este până la 120 de ani țăl. Apoi, istoria are un alt înțeles spiritual pentru noi. Dumnezeu se apropie de noi, de noi creștinii, să caute rod de copiii lui Dumnezeu, de poporul lui Dumnezeu. Când este timpul ca un credincios să dea roade pentru Dumnezeu? Ipilda asta îți spune, la orice secundă este timpul când Dumnezeu poate să-ți caute roade. Nu îi pot spune lui Dumnezeu, ascultă, nu e anotimpul meu, este februarie, eu zmochin, eu dau roade numai în septembrie. Nu poți să-i spui lui Dumnezeu, nu e bun timpul, eu sunt necăjit nu pot face nimic. Acum sunt cam deprimat, nu e timpul meu, nu e anotimpul meu. Nu pot să-i spui lui Dumnezeu, e virus, nu vezi ce este afară, nu pot să-mi cer să fac ceva pentru tine. Uite ce virus umblă în toată lumea asta, trebuie să stau cu capul sub pat și cu perna în cap, nu pot să fac nimic pentru Dumnezeu. Când o fi alt anotimp, mai vin o mai târziu. Dumnezeu spune, scuza asta nu există la un copil al lui Dumnezeu. Nu există scuză. Orice anotimp a unui credincios, este un anotimp pentru roadă. Iisus se apropie de noi de seară, când te așezi în pat să te culci și te întreabă ce ai făcut pentru mine azi? Unde am umblat noi doi împreună? Ce îi spui? Că este virus? Că ai școală? Îi spui că nu ai școală? Îi spui că e stresat? Apoi Scriptura spune că Isus intră în templu și de aici devine nițel violent. Ia un bici, o nu ia și dărâmă mesele celor ce făceau afaceri în templu. Templul nu era o biserică așa ca a noastră. Era un mini orășel. Avea culoare diferite, avea diferite săle, avea un bazin, era ceva uriaș. Acolo se făcea acum un comerț grozav cu tot felul de lucruri necesare când aduceai o jerfă, când aduce un dar la templu. Se cânta, se juca, se vorbea, se cumpăra, se vindea. Și Isus spune, singurul lucru care contează în templul lui Dumnezeu nu se mai face. Pentru că El spune, este scris, casa mea se va numi un templu de rugăciune. De rugăciune. Voi v-ați dedicat vreodată casa în care stați lui Dumnezeu? Știu foarte mulți oameni care dintr-o în locuință nouă, fac o rugăciune, cheamă pe un preot sau, eu știu, sfințește casa sau se roagă lui Dumnezeu și dăruiește toată casa aia sub protecția lui Dumnezeu. Casa aia devine casa lui Dumnezeu. Acum știți că dacă devine casa lui Dumnezeu, ce trebuie să se facă acolo? V-ați dedicat vreodată biserica unde slujiți lui Dumnezeu? Ce se face acolo? Orice casa lui Dumnezeu fie că e apartamentul unde trăiești, fie că e mitropolia neamului din București, fiecare casă lui Dumnezeu are o menire centrală, are ceva central ce trebuie făcut acolo, o casă a rugăciunii. Dacă nu se face asta, nu este casa lui Dumnezeu. Poate că aici ne oprim o secundă în căutarea înțelepciunii în cuvânt să ne rugăm. Fiecare în jurul mesei. Și fiecare care este în jurul mesei va cere o binecuvântare specifică pentru un altul de lângă, de, la, de lângă el. Țin minte când am făcut astea cu băieții mei, băiatul meu mai mic, Lucas, asta cu câțiva ani, s-a rugat și a zis, Doamne binecuvintează pe Tommy, ăsta era fratele lui mai mare, binecuvintează să nu mai mă tot enerveze în fiecare zi. Amin. Ce e mai ciudat e că Tommy, când i-a venit rândul lui la rugăciune, l-a informat pe Dumnezeu că Lucas are dreptate. Doamne a zis Luca, s-a redreptat el tot i Ajută-mă să nu mai enerveze așa tare. E o rugăciune. Nu trebuie să faci rugăciuni care să miște în munții. Trebuie să-ți deschizi inima și să spui lui Dumnezeu ce ai în ea. Acum este scris: Copiii strigau, O sana fiului David. Preoții mai mari și scribii, adică învățătorii, s-au indignat. Dar de ce o să fie indignat? Pentru că ei au zis fiul lui David. Ce însemna asta? Asta era o frază specială. De exemplu, Bartimeu, orbul Bartimeu, când a zis că Iisus umblă pe lângă el, a început să zbiere și să zică Iisus e fiul lui David, ai milă de mine. Și atunci când au auzit oamenii ce spune, nu că vrea să fie vindecat, ci că spune fiul lui David, s-au repezit să-l facă să tacă. Erau indignați. A fost o femeie cananeancă, un fel de fată demonizată și a strigat, Fiul lui David, ai milă de mine! Într-o zi chiar farisei în zilele astea despre care sărbătorim noi s-au strâns lângă Isus și au zis, Isus i-a întrebat, ce credeți voi despre Hristos, al cui fiul el este? Și ei au știut, este fiul lui David, era un titlu. Fiul lui David ăsta era un titlu, nu era doar faptul. Vrea că Mesia venea din seminția lui David, de urma, urmașii lui David. Și atunci, farisei și-au dat seama, copiii ei a strigă despre Isus că este Mesia și au zis, este ceva șocant. Cum îi le permiți ăstora să strige așa ceva? Și la indignarea lor, Isus le răspunde ceva mai șocant. Ne spune un citat din Vechiul Testament. Spune, n-aș citi cuvintele astea, tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug? Dar de ce era asta șocant? Era Psalmul 8, în care citește așa, Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul, slava Ta se înalță mai presus de ceruri din gura copiilor și a celor ce sug la sân, ți-ai scos o întăritură de apărare numai că era Mesia. Ce le spune Iisus, copiii ăia vorbesc despre Domnul Dumnezeul nostru. Acum nu de mirare că Iisus imediat a plecat din mijlocul lor, pentru că imediat au vrut să-L omoare. Înaintea tuturor celor ce știau ceva din Vechiul Testament, din Psalm, El s-a pus în poziția de Domn și Dumnezeu, Creator, Stăpân Absolut. Și acolo erau unul din Nazaret care strigau copii despre el, fiul lui David. Peste toate astea, omul ăsta spune așa că se cuvine din pricine că el este chiar Dumnezeu. Astăzi oamenii sunt confuzi cu privire la persoana lui Isus. El se numește pe el însuși Fiul lui Dumnezeu. Asta unii acceptă. Dar, în același timp, el se numește Dumnezeu, tot el. Asta este așa de greu pentru un om să accepte cineva care este una cu Dumnezeu nelimitat și totuși era în trup limitat. Ziua de luni este scrisă în Marcu 11, până versetul 12, până la Marcu 11, 19, sau de la Luca 19, cu 45, până la 48, de la Ioan 12, cu 20, până la Ioan 12, cu 36, și câteva versete din Matei, capitolul 21, versetul 12, cam până la 18. Apoi marți dimineață. Marți dimineață vă adunați cu familia și aveți de citit un text mai lung din Matei 21 cu 20 până la 26 cu 16, de la Marcu 11 cu 20 până la Marcu 14 cu 11, de la Luca 20 cu 1 până la Luca 22 cu 26. Iisus se întoarce de la casa lui Lazăr din nou la Ierusalim, la templu. Pe drum ei văd smochinul uscat, Isus face din asta o lecție de credință, o pildă. Orice pilda lui Iisus are două nivele, vă mai spus eu, o explicație de suprafață, adevărată și importantă, și o înțelegere ascunsă, o a doua învățătură a pildei, care este doar pentru cei ce vor să se adâncească în meditație și studierea cuvântului. Când Iisus ajunge din nou la templu, tonul vocii, mesajul lui începe să se schimbe. Duminica a intrat în glorie și în laudele poporului. Acum parcă intenționat încearcă să agraveze și să irite pe toți cei ce îl ascultă. Întâi se repede în conducătorii și învățătorii de la templu. La prima lor întrebare le răspunde cu altă întrebare, le închide gura. Apoi le spune pilda celor doi fii care au fost rugați să lucreze în via tatălui lor și la urmă le spune femeile prostituate și colectorii de taxe vor intra în împărăția lui Dumnezeu mai degrabă decât voi, vame și și prostituatele. Iisus nu și-a făcut niciun prieten cu pilda asta. Liderii au decis să-l ucidă. De ce au intrat așa tare în panică până la dorința de a ucide? De ce noi oamenii, copiii noștri, părinții noștri, prietenii, care vin de zeci de ori la biserică, sunt așa refractari la Evanghelia, la Hristos, de ce nu vor să se întoarcă? Să se plece cu inima înaintea lui. Explicația este pe cât de simplă, pe cât de umană, este în natura noastră. El ne explică Hristos în pilda cealaltă care urmează, în pilda viei și a lucrătorilor. Stăpânul viei dă în arendă via unor lucrători. Urmau să lucreze, să trăiască din ea. Dar într-o zi, stăpânul a trimis să-și ia partea de rod. În momentul ăsta a început conflictul. Cât timp stăpânul și-a văzut de treabă și a stat departe de vie, doar finanțând bunul ei mers, a fost bine. Când a apărut în lumea lucrătorilor și a apărut ca stăpân, la ceea ce ei consideraseră acum și credeau că e al lor. Și când a pretins și roade, a început conflictul. Și conflictul s-a dus până la uciderea moștenitorului. Noi suntem vierii care am fost puși în lumea lui Dumnezeu ar și ăștia. Ni s-a dat tot ce aveam nevoie, ne-am obișnuit cu lumea asta și cu cele din ea. Și într-o zi vine de la noi cineva din lumea stăpânului și ne informează că lumea asta nu este chiar a noastră. Noi înși ne aparținem stăpânului, îi suntem datori vânduți. Și am intrat în panică. Nu că nu ne place ce am primit, soare, aer, viață, apă. Dar am intrat în panică când ni se spune că nu suntem de capul nostru. Suntem mai cuiva cu toată planeta asta. Dar noi vrem să fim liberi. Așa am crezut că am fost până acum. Nu vrem stăpân, vrem chelner, vrem creator, vrem doctor dacă e necesar, vrem magazioner, nu stăpân. Așa i-au spus oamenii aceia lui Isus, nu te persecutăm pentru niciuna din faptele tale, ci că vii și spui că ești una cu Dumnezeu, noi nu vrem așa ceva. Adică vrem pe Dumnezeu în cer la el. Ai venit prea aproape de noi. Vrem un Dumnezeu mare, puternic, bun, dar acolo în cer. Nu vrem un Emanuel, un Dumnezeu cu noi aici, în treburile noastre. De ce îl primim noi pe Hristos? Pentru pâine? Pentru că suntem superstițioși? Credem că dacă ne facem cruce cu limba în cerul gurii, poate scăpăm de un necaz? Pentru minuni? Pentru ce? Pentru că face ceea ce vrem să ne facă? Că ne dă ce avem nevoie? Pentru ce îl respingem pe Hristos? Pentru că e bun? Pentru că ne mângâie? pentru că a murit, că a înviat pentru noi, pentru că ne dă iertare de păcat? Nu! Asta toate le vrem, și suntem chiar recunoscători pentru asta. Dar îl respingem pentru că, deși vrem ce are El, nu vrem stăpân. Nu vrem ca Isus să ne spună ce să credem, ce să nu credem, ce să facem, ce nu. Noi ne supărăm grozav dacă predicatorul de la învon ne spune cu cine să votăm. Dar aminte cineva să ne spună cu cine să ne însurăm? ce să facem cu banii noștri, cu timpul, cu sănătatea, cu energia, cu mintea noastră. Nu vrem stăpân. Am intrat acum în viață gândindu-ne că suntem stăpâni. Așa ca și cărturarii de atunci. Noi stăpânim și soția săraca de ea și copiii ținem din scurt, sunt toți ai noștri. Avem jucării care sunt tot ale noastre, ne simțim stăpâni. Credem că stăpânim tot și nu putem accepta nici teoretic, mai puțin practic, un alt stăpân să vină să ne dea jos de pe tronul ăsta imaginar pe care îl avem. Vrem serviciile lui, le primim, la un moment dat chiar credem că ni le datorează, dar deodată suntem revoltați de Dumnezeu când vine să ne spune că noi îi aparținem lui. Dar așa să vină să ne spună că e Domnul Dumnezeu, că El ne-a făcut, că ai Lui suntem, păi noi nu vrem stăpân. Vrem vie, dar fără stăpân. Uite să vă necăjezniță. A fost o zi când ați văzut pentru prima oară lumina. Erați gol, goluț, erați înfrigurat, ținut de doctor de picioare cu capul în jos. Și primul contact cu lumea a fost o palmă serioasă peste fundul gol. Așa am început și eu și voi toți. Ce era al vostru când stăteați așa în pielea goală cu capul în jos, urlând când vă ține obraje? Așa am intrat fiecare în lumea lui Dumnezeu, nu? Haideți să vă necăjeți în mai mult. Într-o zi, veți sta orizontal într-o cutie de lemn, în așa cu niște zorzoane. În jur, flori și familie. Stai nemișcat și arăți ca o ceară. Nu se de deloc cu ce erai cu o zi mai devreme. Ești de nerecunoscut. Cu unul așa de rău că familia decide să închidă coșciugul. Ești rece. Peste o zi, două, dispar la șase fiți, la doi metri în pământ. Peste ani, sunt doar oase goale și vierme acolo. Așa vei ieși din lumea asta lui Dumnezeu. Așa a intrat, așa vei ieși. Știm asta 100%, nu că bănuim, nu credem, știm precis, e inevitabil. Cum se face atunci că între evenimentele astea două, între venitul cu capul în jos urlând în pielea goală și între oase putre de sub pământ, acum între evenimentele astea avem impresia că suntem stăpâni și ne revoltăm de oricine spunem ce să facem, ce să credem, cum să vorbim, ce să votăm, ce să gândim. Cum de azi avem între primul și ultimul eveniment impresia că suntem stăpâni peste ceva, orice ar fi ceva ăsta. Ăsta era ce se întâmplase, ce se întâmplau cu conducătorii de atunci, când și-au dat seama că a venit cineva care vrea să le schimbe toată viața. Toată dimineața de marți, Iisus în pildă după pildă, și în conflict după conflict, începe să graveze pe toată lumea din jur, începe să-și facă dușmani în dreapta și în stânga, începea să fie nu numai mântuitor oamenilor, dar să începe să-i avertizeze de judecata care stă deasupra capului lor. Încetul cu încetul, fariseii și liderii au din ce în ce mai puțin curaj să întrebe ceva, iar în cele din urmă, când Isus îi întreabă pe ei ceva și ei nu au răspuns, dintr-o dată Scriptura spune, de atunci nimeni n-a mai avut curaj să-L mai întrebe absolut nimic. În dimineața aceea de marți, Isus se întoarce către mulțime și către liderii lor și începe să le arate cine erau. Se schimba nițel atitudinea și relația între ei, pentru că până joi seară aceeași mulțime care duminica striga o sana, binecuvântat este cel ce vine în numele lui Dumnezeu, avea să strige, răstignește -l, răstignește -l. În sesiunea de următoare, în Duminica Învierii vă voi povesti ceva din ce s-a întâmplat miercuri și joi, de ce s-a întâmplat în dimineața Învierii și mă gândesc că în zilele acestea, dacă vă adunați familia împreună și luați fiecare zi, nu așa în grabă cum am făcut eu acum, dar luați fiecare text care este pentru ziua respectivă și învățați împreună cu cei dragi ai voștri, E posibil să rămână ceva adâncit, adânc în inima copiilor, în in inima soției, a soțului, a părinților, a celor care sunt acolo. Și este posibil să se creeze un obicei, ceva după care ei să înseteze dimineață de dimineață. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Ați ascultat un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii.